cum identificăm biserica adevărată a lui Hristos? Cred că fiecare își dorește lucrul acesta ca să știe dacă biserica unde se închină lui Dumnezeu, biserica unde aparține, este cea adevărată. Toate bisericile istorice au pretenția că sunt cele adevărate. Și cea catolică, și cea ortodoxă, și cea reformată. Chiar și bisericile neoprotestante au această pretenție. Eu cred că cel mai bine este ca să luăm Sfânta Scriptură, pentru că una dintre caracteristicile unei adevărate biserici este fundamentul, este așezată pe fundamentul Bibliei. Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 5, că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Deci, pur și simplu, adevărul este întreaga Sfânta Scriptură și să fie fundamentată, să fie așezată pe principiile Bibliei. Ceea ce spuneți dumneavoastră are de-a face cu faptul că biserica adevărată are ca principiu întreaga Scriptură, nu doar o parte din ea. Da, da. Epistola după Iacov identifică religia adevărată. Citez din ultimul verset: religia curată și neîntinată este să cercetăm pe orfani și pe văduve și să ne păzim neîntinați de lume. Dar, foarte important, ca să nu rămânem doar la acest verset care înseamnă acte umanitare, citesc mai jos, spune să nu țineți credința Domnului nostru Iisus căutând la fața omului, deci religia asta are și credința lui Iisus, exact credința lui Iisus, și mai sus unde spune dacă cineva este, crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, religia unui astfel de om este zadarnică. Deci religia adevărată este religia care îl schimbă pe om, care îl ajută să nu înjure, care îl ajută să aibă un vocabular curat, decent, așa cum era recunoscut Petru în sala judecății după vorba lui care l-a dat de gol. Și mai sus spune despre legea care trebuie respectată, legea libertății în care trebuie să stăruiești, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Deci împlinește legea, înfrânează-ți limba, ai grijă ce vorbești, fă fapte bune și ține credința Domnului Iisus. Iar asta se repetă și în Apocalipsa, numai că în Apocalipsa te rog să reții, sunt 7 biserici, toate au fost adevărate, dar nu toate au rămas până la final credincioase, pentru că în timp o biserică poate să decadă.